Iar bucureștenii care au suferit traumatisme, intervenții chirurgicale, accidente vasculare cerebrale sau afecțiuni reumatismale vor avea la dispoziție un spațiu specializat de recuperare în sectorul 6 al capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță că va construi primul centru de stat de recuperare neuromotorie din sector. Centrul de recuperare neuromotorie din sectorul 6 va fi construit în cartierul Brâncuș, iar lucrările vor începe în această primăvară. Beneficiarii centrului vor avea parte, printre altele, de kinetoterapie, fizioterapie, masaj terapeutic, terapie ocupațională sau consiliere psihologică și socială și informare și consiliere pentru aparținători. De asemenea, va exista și o echipă mobilă care va asista la domiciliu persoanele cu dizabilități care nu sunt transportabile. Totodată, la exterior, centrul de recuperare neuromotorie va avea amenajată o grădină senzorială care va avea un rol important în activitățile de recuperare și terapie. Potrivit primăriei sectorului 6, unitatea medicală va costa 5,8 milioane de lei, din care 3,4 sunt fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările la centru ar trebui să dureze 26 de luni. Noul centru va veni, după cum arată primăria sectorului 6, să completeze serviciile oferite de Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie, de pe Bulevardul Uverturii, unde se poate face recuperare medicală pentru mai multe tipuri de probleme medicale.